Sănătate, prieteni, castraveții au crescut. Nu avem un hibrid, avem soiul slănic, este de la stațiunea experimentală Buzău, un soi destul de rezistent, nu produce chiar ca hibridul, dar destul de mulțumitor, produce un pic mai târziu, dar nu avem de-a face nici cu hibrid, nici cu modificat genetic, e un soi care se reproduce, un soi gustos, deci vă puteți găsi un soi rezistent, să păstrați semințele de la dumneavoastră. Mai am un soi care nici nu a rodit acum chiar în iunie, urmează să-i facă niște castraveți lungi, nici nu știu cum se numesc, că sunt vechi, foarte, foarte gustoși, de-al aceștia au început să rodească. Ia uitați-i! Aici are iarăși doi purceluși care trebuie recoltați, că sunt destul de mari încă, și aici alți doi purceluși. Ia uitați-i! Ai luat direct din vreș cu aroma și gustul ăla tradițional de castravete. Ne înfructăm din belșug binii. Putem băga și la borcane pentru iarnă. Am pus gunoi mult, rădăcină. Un strat abundent de gunoi putred, am amestecat puțin cu pământul. Și am semănat exact în... Am pus un furtunel prin picurare. Au răsărit, au crescut. Le-am pus o plasă de susținere. În capăt am și pepeni. Când o să rodească, am să vi arăt. Așa că spor la treaba. Îi stropim doar foarte rar cu ceva zeamă bordeleză. Ăștia n-au văzut decât o singură stropire când erau mai mici. Așa că, propriu zis, sunt obținut 100% fără niciun pic de pesticide sau destul de biologic. Și sunt destul de gustoși și sănătoși. Au nevoie de apă, bineînțeles, apă din abundență, castravetele iubitori de apă. Îi udați în funcție de nevoie. Noi îi dăm prin picurare, e simplu de tot. Dăm drumul la un robinet și le curge apa. Așa că vă doresc succes. Ne-am băgat în solar pentru că sunt mult mai protejați decât afară. Acum, oriunde ai fi, deși locuim la munte, e o zonă destul de curată, totuși norii vin de la distanțe mari, încărcați cu tot felul de substanțe toxice și uneori mai lasă, sigur, mană. Dar aici văd că sunt destul de frumoși, chiar nestropiți deloc. Sunt curios cât o să țină, dar bănuiesc că ne vom bucura o perioadă destul de lungă de ei. Multă sănătate!